Un microbuz cu 23 de persoane la bord s-a răsturnat în apropierea localității Dobrovăț azi dimineață. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, dar la fața locului s-a constatat că o singură persoană a fost încarcerată. Am ajuns la locul intervenției. Este prima o persoană încarcerată. Nu, încarcerată, sunt înăuntru, în interior. Echipajele ajunse la locul accidentului au constatat că microbuzul avea un număr de 23 de ocupanți, din care o persoană era încarcerată. 21 de pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Toate victimele erau în stare de conștiință, iar printre ele nu se afla niciun copil. S-a activat planul roșu de intervenție. La locul accidentului s-au deplasat două module de descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă, două echipaje de prim ajutor, două autospeciale de transport victime multiple și trei ambulanțe de la serviciul de ambulanță Iași, cu un total de 40 de cadre de la ISU. Echipajele ajunse la locul intervenției au constatat că erau un număr de 23 de persoane ocupante ale microbuzului, 22 dintre acestea fiind evacuate, doar una încarcerată, motiv pentru care s-a procedat la descarcerarea acesteia. Din cele 23 de persoane, după evaluarea medicală pe care au făcut-o echipajele medicale prezente la locul intervenției, doar 21 dintre acestea au necesitat transport la spital. Cele 21 de persoane se aflau în stare de conștiență și nu au fost copii mici printre victime. Potrivit reprezentanților IPJ Iași, microbuzul a derapat pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și s-a răsturnat pe sensul de mers spre Iași al drumului. Șoferul nu consumase alcool înainte să se urce la volan. Pe drumul județean 247 a avut loc un accident rutier să dea cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate s-a constatat faptul că șoferul unui microbuz de călători care circula pe direcția Dobrovăț către Iași, în afara localității Dobrovăț, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, microbuzul răsturnându-se în afara părții carosabile. În zona era polei azi dimineață. Autoritățile nu au intervenit cu antiderapant. Contractul cu firma care asigură serviciile de dezăpezire a fost închis pe 7 martie, cu o săptămână mai devreme decât prevedea acordul cadru încheiat pentru perioada 2018-2020. Iar dincolo de această dată, se intervine pentru dezăpezire sau alte activități legate de menținerea drumurilor județene circulabile, doar dacă se instituie un cod de avertizare meteo.